Vineri, 3 noiembrie, ziua vânătorilor de munte, a fost sărbătorită la kilometru zero al acestei unități elită a armatei române, la monumentul Mausoleu de pe culmea Pleșului. Au participat oficialități locale și județene, elevi și profesori, cetățeni, militari din Brigada 61 Vânător de Munte, general Virgil Bădulescu. Miercurea Ciuc și Batalionul 17 Vânător de Munte, Dragoș Vodă, Vatra Dornei. Muzica militară a fost asigurată de Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt din Iași. După prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, a urmat intonarea imnului de stat al României și oficierea serviciului religios. În semn de prețuire a eroilor neamului s-au depus coroane la baza monumentului dedicat vânătorilor de munte. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea detașamentului de onoare și prezentarea onorului pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț.